Boxul brăilean va fi reprezentat la cel mai înalt nivel în zilele următoare. Pugilistul Marian Pița pleacă în Bulgaria pentru campionatul european de seniori. Este cea mai importantă competiție la care participă Marian Pița după ce la începutul anului a câștigat Cupa României, eveniment găzduit la Brăila. Marian Pița este convins că poate câștiga o medalie pentru România. Dacă ai puțin noroc la trageri, cu ambiție în ring și să dovedești celor din jurul ringului că ești demn de a câștiga acele meciuri, ai toate șansele să ieși campion european. Ne dorim foarte mult și nu medalie, să iasă campion, dar nu se știe absolut nimic. Noi n-am avut un lot pentru pregătirea acestor sportivi, nu s-a format absolut nimic. Nu ne-a ajutat federația, nu ne-a ajutat nimeni decât noi, pe spatele nostru am făcut ceea ce vedeți și dumneavoastră. Marian Pița a fost încurajat la plecarea în Bulgaria chiar de președintele CJ Brăila, Viorel Mortu. Prin performanța mare a campionului Marian, care va reprezenta România acum la un campionat atât de important, deja sunt semne că energii sportive nebănuite sunt în așteptare și că ele trebuie doar văzute de un antrenor, dezvoltate și puse apoi să se exprime în contextul sportului național sau internațional. Campionatul european se desfășoară în Bulgaria în perioada 7-15 august. Pe lângă Marian Pița, care va boxa la categoria 69 de kilograme, din lotul României mai fac parte alți 5 pugiliști.